Vă salut, abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube. Am făcut un clip. De ce se schimbă hard disk-ul din PC și se pune SSD? Așa, și în acest clip cred că v-am arătat unde găsiți și celelalte clipuri ale mele despre SSD-uri și despre explicații. Da, aici sunt topuri, SSD, M2 unități de stocare super rapide, acum 7 ani am făcut, o oră 24, v-am arătat, vă mai arăt încă o dată ce tipuri de SSD-uri sunt, M2 și ce erau pe atunci, da? Și ce vorbesc eu despre SSD-uri, eu v-am spus de mai multe ori, dacă eu greșesc, șterg clipul, dacă nu, e bine să vă informați înainte și voi foarte, foarte bine. Bun, am primit de la urmăritorul meu, Marius Vasile Pălăcean. El tot îmi scrie, este abonatul meu și îmi spune așa: salut! Ai făcut o confuzie între SSD-urile M2 pe interfața SATA și SSD-urile pe portul SATA. Nu vreau să fiu rău sau să te corectez, dar SSD-urile pe porturi M2 sunt de două feluri, pe SATA și NVMe. Ok, cele M2 SATA nu sunt aceleași lucru cu cele care se conectează pe portul SATA. De exemplu, bun, și dai tu exemplu cum ai tu. Deci, SSD-ul clasic, ăsta e pe SATA și avem și pe M2, tot pe SATA, cele cu 2 pini, aici, da, de conectare. Și acesta este pe SATA și acesta este pe SATA, da? Deci există două tipuri. Așa l-am învățat chiar când a apărut de aia, acum 7 ani a făcut acel clip, atunci a apărut, eu am făcut clip. Dacă învățați de atunci, știați că exista două tipuri pe SATA. Și acesta pe M2 SATA și acesta de 2,5 inch pe SATA care se conectează acesta pe cabluri, da? Pe cabluri SATA și curent de la placa asta de la sursă și ăsta tot îl conectez tot pe un slot care suportă și NVMe acesta din mijloc aici, acesta. Pentru că am și eu B150 și am încercat un NVMe, am făcut upgrade de BIOS etc. ca să-mi recunoască și nu știu, nu mai știu, mi-au recunoscut sau nu, sau mă rog. Deci există două tipuri pe SATA, ca să înțelegi, pe interfața sau cum vrei să explici. Deci sper să înțelegi care este situația, că asta am vrut să spun. Pe SATA există două tipuri, ăsta și ăsta, și ăsta ca modulul de RAM, și ăsta ca RAM-ul normal, da? Ca ăsta, ca SSD-ul normal. Bun, sper că s-a înțeles. După aia a apărut NVMe, după aia a apărut pe PCI Express și după PCI Express-urile cu generațiile tot mai noi, da? V-am explicat, e simplu, e chestie simplă, doar că astea au fost chiar când au apărut. N-am mai văzut de astea, dar cred că sunt și pe acum, dar lumea, nu știu, tehnologia a avansat, o lumea o uitat de ele, dar e bine să le știți, pentru că eu așa am pe placa mea de bază, la placa mea de bază, da? NVMe este ăsta cu un singur pin aici, da, de conectare, vezi? SATA e cu două. Bun? Deci, ai înțeles acum, Marius, bine? Să nu mai faci confuzii de astea. Acum, dacă tot m-am băgat, hai să mai citesc un comentariu. Vreau despre laptopuri să fac, că de-aia am intrat și am văzut că mi-a lăsat comentul ăsta, pentru că mi s-a cerut acum să termină școala și vreo 2-3 mă ceva laptopuri și studenții au examen, parcă intră, nu știu, de alea licențe, scheme de alea și le trebuie niște laptopuri. Narcis, tu mi-ai scris că ai cumpărat un SSD acum, nu, un hard disk Seagate Barracuda de acum 2 ani
Și mereu când citește ceva, s-a spre hârie. Mă, acum îți dai seama și motorașul și la unele, la Seagate, la Toshiba, sună un pic mai tare motorașul, dar dacă l-ai de 2 ani, nu cred că e o problemă de la el, ci așa sună motorașul. Cele de la Western Digital sau mai știu eu, Hitachi, alea sunt mai silențioase, dar așa Seagate, Toshiba, sunt unele modele sunt că sună un pic mai tare. Vezi că acolo când cu HD Sentinel există și ăsta performanța și viața, vezi acolo, dar după 2 ani nu cred că e vreo problemă, părerea mea. E motorașul așa sună, așa citește, n-ai ce să faci, e din cauza SSD-ului, dar nu că e stricat, ci așa sună motorașul. Bun. Aici cred că nu mai are sens, doar atâta vreau să vă spun în acest clip, să vă uitați la ultimele 4-5 clipuri, deși la acesta de ce se schimbă hard disk din PC și se pune SSD, pentru că este foarte important pentru voi să știți. Vă uitați un pic și voi. N-aveți ce să faceți, pentru că după a veni și întrebați, mă, dar de ce ce are hard diskul meu? De ce vrei să-l schimbi? De ce mă pui să mai plătesc, să cumpăr altceva? Pentru că sunt atâți IT și se bagă. Dacă mergi în stânga, unul spune într-un fel. Dacă mergi în dreapta, ăla altul spune în alt fel. Dacă mergi așa, toți sunt mai buni decât alții și nu știu ce, mă, dacă ai mers și eu, dacă spun, dacă vine cineva la mine și eu, dacă spun că așa e, păi așa e, nu mai trebuie să mergi la 10 inci, că atunci nu mai veni, te rog frumos, la mine și du-te la ăla, pentru că nu mă interesează, eu nu vreau să contrazic pe nimeni. Bine, aici, pe canalul meu, învățăm împreună și îi ajut pe, dar nu separe, așa, în viața asta reală. Nu vreau să mă contrazic cu nimeni pentru că am văzut că toți faianțarii, toți electricienii, toate meserile știu să repare calculatoare, știu să facă de toate și calculatoarele lor de acasă merg. Deci nici sistemul de operare nu e instalat corect, credeți-mă, fără drivere. E instalat aiuria, nici măcar limba, o țara nu e setat, chestii minore. Deci am văzut sute și sute și spun, bă, dar mă pricep, nepotul meu se pricepe și eu am făcut ăsta, trec și vai de capul lor. Pentru că așa sunt învățați, mă, spune, mă, că știi, spune, mă, că se pricep. Bă, nu e rău să te pricepi sau nu știu ce, dar mă, la un nivel, știi și tu la un nivel, dar mulți dintre voi, din păcate, sunteți la un nivel foarte, foarte jos. Și mă, vrei să mă băgați cu altul că uite ce o zis ăla cu expertul ăla, că la expert și eu nu sunt expert. Păi lăsați-mă în pace pe mine, nu mă mai băgați pe mine cu stânga și cu dreapta. Cine vrea să se uite pe canalul meu de YouTube, să se uite, cine vrea să vină la mine să-l ajut, da, să trăiesc și eu, e bine, cine nu, să meargă unde vrea el, că vorbe că l-ai praf, că vă fură din laptopuri, din calculatoare și chestii astea am auzit. Din 99 fac afaceri cu casete și cu tot ce afaceri am avut și numai vorbe de astea am auzit de la toți. Toată lumea nu mai știa cum să pună bețe în roate. Vedeți și vedeți-vă de treaba voastră și nu vă mai bateți capul de mine. Bun. Aici să vă uitați la ăștia hackeri, uitați-vă, poate pățiți și voi un golan, tot m-a sunat și tot la 4 numere, la 8 numere deja am dat blocaj cu numere de Australia, să vedem și autoritățile dacă se sesizează, să vedem că există un program. Acel program, bineînțeles că trebuie să-ți bagi numărul tău, există un Mac, un e-mail și se poate dibui, să vedem cine sună la ora 2-3 noaptea. Și ce vrea de la mine, ce vrea să-mi fure, Cariciu, ce vrea să-mi fure, Cariciu, vreți, ce vreți să-mi furați, ce vreți, sau care e situația, nu vă convine de canalul meu de YouTube, nu vă convine că sunteți tâlhari și hoți și ce vreți, nu o să, de la mine nu prea mult, că nu merge la nimeni, nu prea merge.
acesta de ce trebuie să faci dacă a curs lichid pe laptop. V-ați uitat 65, nici data trecută nu v-ați uitat. Și după aia fugiți și lăsați laptopul și dați drumul și rupeți și după aia iarăși vă plângeți, vai, că nu știu ce, și veniți după 3-4 zile, mergeți la servisuri de unde sunteți ca să vă repare laptopul. Să știți că n-aveți nicio șansă, șansele scad enorm dacă nu faceți ce vă spun eu aici în 22 de minute. Uitați-vă ce trebuie să faceți și puteți să vă salvați laptopul. Să, dacă faceți rapid tot ce vă spun eu aici, vă salvați laptopul, puteți să vă salvați. Dacă faceți voi de capul vostru, vă mai salvați, nu vă mai salvați nimica. Trebuie să scoateți bani foarte grei să vă schimbe placa de bază, una alta, și mai bine cumperi unul nou. Dacă aveți bani, aruncați lichid pe el și faceți după capul vostru. Bun, și ai răspund, aici să vă uitați și la asta, la Microsoft Windows 11, se poate descărca, uitați-vă frumos cum l-am descărcat, am făcut și un CD, cum l-am instalat, mă, e pe 90 de zile. Cine mai este o chestie de aia cu ReArm, se poate prin CMD, ReArm, nu știu ce scrie acolo și încă nu știu cât timp merge. Sunt pentru sistemele astea mai vechi, mai slăbuțe, 4 giga, cu dual core și mă vreți voi Windows 11 că așa e. Merge, dar să nu vă gândiți la piraterie că ați văzut pe acolo antivirusul este blocat, nu îl poți opri, deci pur și simplu la orice bagi în el nu mai poți face nimic pirat, da? Totul trebuie să fie activat. Dar să vă uitați pentru că este ok, da? Windows 11. Bun, și pe aici toate driverele și toate clipurile mele, am 626 de clipuri, să vă uitați că aveți din ce învăța și poate nu înțelegeți ce spun eu, poate nu, anumite cuvinte nu le spun eu corect sau nu sunt înțeles, vă mai uitați odată, da? Bine, sper că s-a înțeles. 13 minute ajunge și acum trebuie să fac niște laptopuri să mă uit pentru două persoane, da? Și să se joace, dar și pentru un student să învețe. Vă salut și ne auzim la alte tutoriale video.